falsă cunoaștere atunci când crezi că știi, atunci când îți permiți să trăiești după cunoștința pe care o ai, chiar dacă este corectă din punct de vedere teologic. O astfel de trăire care este suficientă în ea însăși, întotdeauna îngânfă. Dar numai că îngânfă, ci prin îngânfare, prin mândrie, distruge pe celălalt. Niciodată nu zidește. Cunoașterea falsă întotdeauna duce la distrugere. Dar duce la distrugerea celor spre care mă îndrept, celor cu care intru în contact. Dar se mai întâmplă ceva. Mă distruge pe mine. Pentru că ajung să păcătuiesc împotriva lui Hristos. Și dacă mai țineți minte, cu ceva vreme în urmă, am vorbit de faptul că noi suntem templul lui Dumnezeu, locuiți de Duhul lui Dumnezeu. Și cine distruge templul lui Dumnezeu, acela va fi distrus de Dumnezeu. Nu se poate să păcătuiești împotriva lui Hristos și Hristos să te lase nepedepsit. Să spună: bine, rob bun și credincios. Ci te distrugi. Dar mai e ceva. Falsa cunoaștere întrupează, materializează un model care niciodată nu zidește biserica. Nu-l scoate pe omul care este slab în cunoștință, omul care este undeva la nivelul de jos, nu-l ajută să crească, ci din contră îl dărâmă. Și de aceea o biserică în care este promovată sau este recunoscută falsa cunoaștere sau sunt promovați liderii care trăiesc după falsa cunoaștere, întotdeauna va merge spre autodistrugere. Pentru că dă un tipar anormal, destructiv, de ducere a împărăției lui Dumnezeu. Aș vrea să aduc în discuție un text din Efeseni, care completează cele spuse de Apostolul Pavel aici și zice așa, în Efeseni, capitolul 4, versetul 15, credincioși adevărului, și apoi este o precizare, în dragoste să creștem în toate privințele. Când mă uit în experiența existenței mele, o vreme eram ferm convins că e suficient să spun adevărul. Și spuneam adevărul. Și apoi nu pricepeam de ce, în loc să zidesc oamenii, distrug oamenii. Pentru că adevărul în el însuși nu e adevăr. Ci adevărul devine adevăr când îl spun în dragoste. Abia adevărul spus în dragoste zidește. Și îmi place cum spune un om al lui Dumnezeu acest lucru. Spiritul în care noi spunem ceea ce este adevărat, corect, este parte la fel din adevăr ca și cunoștința articulată. Spiritul în care spunem ceea ce este adevărat, ceea ce este corect, este parte la fel din adevăr ca și cunoștința articulată. De ce am spus asta? Pentru că falsa cunoaștere se rezumă la a spune ce e corect, fără să-i pese de ce se întâmplă în celălalt. Ăsta e adevărat, ce mai contează restul? Am spus adevărul, trăiesc după cum scrie, înseamnă că e corect, e adevărat. Și Pavel spune nu. Singura cunoștință care zidește este cunoștința care se exprimă în dragoste. De aceea spune, dragostea zidește.
Și doar când caut dragostea lui Dumnezeu, caut să-L iubesc pe Dumnezeu, abia atunci este recunoscut adevărul la care ajung de către Dumnezeu. În rest, chiar dacă informația este corectă, prin exprimarea ei devine falsă. Nu știu dacă mă înțelege ce vreau să spun. În articulația ei este corect. În exprimarea ei, în trăirea de ei, devine fals. De aceea a îndrăznit apostolul Pavel să spună: cunoștința îngânfă, dragostea zidește. Când eu sunt preocupat să știu, fie doar să știu, pentru că vreau să știu, și am o vorbă, Dumnezeu nu răspunde curioșilor, ajung la o cunoaștere care îngânfă. Sau când eu vreau să știu, pentru că vreau să-mi cunosc limitele trăirii, vreau să trăiesc toată libertatea, mă interesează mai puțin ce spun unii și alții, important este ca eu să fiu în adevăr. Am ieșit din adevăr. Spune Pavel în Romani, și cu aceasta mă pregătesc să trec spre textul nostru, când discut aceeași problemă a relației dintre cel tare și cel slab, și am să citesc doar câteva versete din capitolul 14, cei care doriți să adânciți puțin această relație între cel tare și cel slab, vă sugerez să citiți întregul capitol 14 din Romani. Eu mă limitez să citesc trei versete, versetul 21 și 22 din capitolul 14 și începutul din capitolul 15. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, adică cunoștința la care ai ajuns, dacă știi că poate duce la păcătuire, slăbire sau pricină de cădere, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Păstrează-o înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel care nu se osândește singur, care își trăiește libertatea când aceasta poate să ducă la cădere, păcătuire sau slăbire. Noi, continuă în capitolul 15, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine, ci să placem. Și apoi spune așa: fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Observați? Abia când eu iau în considerare dragostea față de celălalt, are loc procesul zidirii. Dacă nu iau în calcul lucrul acesta, nu mă zidesc nici pe mine și distrug pe ceilalți. Și acum aș vrea să ne îndreptăm ochii spre capitolul 19. Pentru că, 9 din 1 Corinteni, mulțumesc de corectare. Capitolul 9 din 1 Corinteni. Pentru că în acest capitol, Pavel nu trece la altă temă, ci vine și pune înaintea corintenilor drumul adevăratei cunoașteri și se dă pe sine ca și exemplu. Nu de multe ori Pavel vorbește despre sine, dar de data aceasta ține să vorbească despre sine ca și exponent al adevăratei căi a cunoașterii, din pricina statutului pe care îl are, acela de apostol. Și în esență ce spune capitolul 19 este ceva de felul acesta: calea adevăratei cunoașteri este calea renunțării la drepturi de dragul mântuirii celuilalt. Calea adevăratei cunoașteri este calea în care învăț și accept să renunț la drepturi de dragul mântuirii celuilalt. Și haideți să ne uităm la textul nostru să vedem că așa este. Și Pavel începe prin câteva întrebări la care în mod normal răspunsul este da, așa e, da, așa e, da, așa e.
să-și arate statutul privilegiat pe care îl are. Și spune, nu sunt eu liber, slobod? Care credeți că e răspunsul? Ba da. Nu sunt eu apostol? Ba da. N-am văzut eu pe Iisus, adică nu am avut o întâlnire personală în care l-am văzut pe omul Iisus. Acolo, pe drumul Damascului? Ba da. Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Ba da. Și observați, vă rog, vreau să observați statutul. Pavel nu discută din poziția unui creștin de rând, ci tot capitolul 9 discută din poziția unui om care în mod normal este considerat privilegiat. Are mai multe drepturi, mai multe aturi decât un creștin de rând. Sunt complet liber și spune asta pentru că în biserică unii erau sclavi. Nu sunt obligat să ascult de nimeni. Sunt apostol, ales special, trimisul împuternicit al lui Hristos. Și de aceea toate drepturile care se cuvin unui slujitor al lui Hristos, mi se cuvin și mie. Am avut marele privilegiu, și nu sunt mulți, ca să am o întâlnire personală, directă, cu Domnul meu Iisus Hristos. Nu știu câți vă puteți lăuda cu asta. Și apoi, voi sunteți rezultatul muncii mele. Voi vă datorați mie. Spuneți-mi, vă rog, să fiți într-o astfel de poziție, cu ce atitudine ați sta în biserică? Una în care n-ați avea nicio pretenție sau una în care ați emite pretenții? Ce credeți? În mod evident, ai închide gura tuturor celor care îndrăznesc să te contrazică. Adică cum? Tu îmi spui mie, eu sunt apostol. Adică tu îmi spui mie despre cunoaștere? Pe m-am întâlnit cu Hristos. Adică voi îmi spuneți cum să conduc biserica? Păi dar voi sunteți rezultatul muncii mele. E adevărat că așa ne-am? Și de aceea nu-i la voia întâmplării faptul că Pavel începe arătându-și statutul. Acum, de ce face asta? Pentru că erau unii care făceau cel puțin două lucruri vis-a-vis de Pavel. Unu, îi contestau statutul de apostol și contestându-i statutul de apostol, de fapt, ținteau altceva. Să conteste că viața lui Pavel, că Pavel ar fi model de conducător de biserică, model de urmat pentru cei care slujesc în biserică și vor să conducă biserica. Și de aceea negau sau nu acceptau faptul că Pavel este apostol. Și uitați-vă în versetul 3, zice, iată răspunsul meu de apărare împotriva celor care mă cercetează. Adică erau unii care cercetau și vreau să arate că Pavel nu-i apostol și de aceea nu are nicio autoritate să spună cum trebuie să trăiască un creștin autentic și cum trebuie să trăiască cineva care este slujitor în biserică și vrea să conducă biserica. Pentru că erau unii în biserică, și întoarceți puțin în capitolul 4, am mai pomenit textul acesta, în 1 Corinteni, care, în momentul în care a plecat Pavel din Corint, și ascultați ce spune Pavel, versetul 18 din 4, unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Adică au zis, bine că a plecat. Na, acum noi suntem șefii. Și o să vă arătăm noi adevărata conducere. Dacă întoarceți pe urmă în 2 Corinteni, capitolul 10, spune ceva mai multe despre acești lideri care erau în biserica din Corint. 2 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 7. La înfățișare vă uitați.
Dacă cineva crede că este a lui Hristos, să aibă în vedere că, după cum El este a lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Zic așa ca să nu se piardă, să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, și acum citează, de fapt zic ei, acești autointitulați apostoli lideri, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față, el însuși este moale și cuvântul lui n-are nici o greutate. Ce spuneau de fapt oamenii aceștia? Măi, oamenilor, le spunea fraților din Corint, bisericii din Corint, voi nu înțelegeți că Pavel nu-i modelul corect de lider? Uitați-vă la el. Nu vă aduceți aminte cât era de slab, de fricos, de molâu. Nu a fost în stare să ia o atitudine tranșantă. Bă, nu așa trebuie să fie un lider. Un lider trebuie să fie unul cu autoritate. Unul în fața căruia trebuie să tremure toți. Unul care își impune punctul de vedere. Și dacă cineva îndrăznește, afară din partid. Unul puternic. Unul care ia atitudine. Unul care își cere drepturile. Pentru că nu poți fi conducător și să nu trăiești, să nu-ți ceri drepturile. Ce conducător e ăla care zice nu-mi trebuie nimic de la voi? Adevăratul liber își cere drepturile. Mai fiți amabili și rămâneți în 2 Corinteni, capitolul 11. Citesc de la versetul 18. Nu uitați, în capitolul 11 discută despre falși apostoli care se prefac în slujitorii lui Dumnezeu. Uitați-vă versetul 13 și 14. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos și lui de mirare că Satana însuși se preface în îngeri de lumină. Și apoi 15. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui Satan se prefac în slujitorii ai neprihănirii. Și apoi vine și dă câteva informații despre felul în care se comportau acești apostoli care pretindeau că ei sunt adevărați apostoli. Modelul corect de lider, de conducător, de biserică. Citesc de la versetul 18. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Dar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți! Mă, ăsta-i șef, ăsta-i lider, așa trebuie, să pună, să nu te lase, domnule, când ai spus ceva, să tragi o palmă. Și apoi ne ia ultima centimă, pentru că trebuie să-l susținem ca și slujitor al bisericii. Spre rușinea mea o spun, am fost slab. Aici este ironie. Adică Pavel nu era considerat model autentic de lider, ci alt model este cel care are cunoștința și care conduce cu autoritate. Și de aceea, cu toată smerenia și cu tot respectul, Pavel zice, puneți sub semnul îndoielii, haideți să vă dau socoteală. Și are smerenia, deși l-a văzut pe Domnul, deși era apostol, să zică, bun, vreți să mă cercetați? Iată răspunsul meu de apărare. Și răspunsul lui este și în primele două versete și în versetele care urmează de la 4 încolo. L-am văzut pe Domnul, sunt trimisul lui, voi înși vă sunteți lucrarea apostoliei mele sau semnătura, pecetea, dovada că sunt apostol. Și apoi în restul capitolului răspunde, cel puțin asta ne spune felul în care este alcătuit versetul 3, în care zice, iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. Poate fi legat și de ce a fost, poate fi legat și de ce urmează. Iată, v-am spus, iată, vă spun. Și eu cred că amândouă sunt adevărate. Și aș vrea să vedem răspunsul lui Pavel. De ce consideră Pavel că modelul autentic care zidește biserica
care duce la creșterea spirituală a celor slabi este cel pe care îl propovăduiește el și nu al celorlalți care sunt lideri după modelul lumii acesteia. Și așa cum am spus, primul răspuns este: sunt apostol trimis, dovada sunteți voi. Și apoi, în versetele 4 la 6, exprimă drepturile pe care le are orice apostol. Și sunt câteva. Versetul 4. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? Poate fi luat de a mânca și de a să bea, dar nu cred că asta este ideea. Și majoritatea celor care cercetează spun că nu se referă la dreptul de a mânca și de a bea. Și vrea să spună, n-avem dreptul să vă cerem vouă să suportați cheltuielile mele legate de întreținerea proprie? Suntem apostoli. Apoi, mergem mai departe, n-avem dreptul să luăm o soră care să fie nevasta noastră, să ne poarte de grijă? Iarăși ideea, nu-i dreptul la căsătorie. N-am dreptul să-mi iau cu mine nevasta în călătoriile mele și să vă cer să suportați voi cheltuielile? Nu asta face și Chifa? Nu asta fac și frații Domnului? Nu asta fac toți apostolii? Nu-i un drept care ni se cuvine? Și apoi, versetul 6. Ori numai eu și Barnaba nu avem dreptul să nu lucrăm. Ce vreau să zic? Știm cu toții și cunoașteți textele, nu vreau să intru acum prin ele, că Pavel lucra cu mâinile lui pentru propria lui întreținere. Dacă ne ducem la începutul cărții Faptele Apostolilor, îi vedem pe apostoli că s-au dedat întru totul propovăduirii cuvântului. Cu alte cuvinte, ei nu se considerau obligați să aibă o slujbă pe lângă slujirea bisericii din care să-și câștige existența. Și el zice, numai eu și Barnaba suntem excluși de la acest drept, ca să ne întrețineți voi. Numai noi trebuie să muncim suplimentar ca să trăim, sau este un drept pe care îl are slujitorul bisericii, apostolul bisericii. Și a enunțat drepturile. Dreptul să-i fie plătite cheltuielile existenței, dreptul ca nu numai cheltuielile lui, ci și ale soției, dacă călătorești, dacă e căsătorit, și dreptul ca biserica să-i suporte toate cheltuielile în așa fel încât să nu fie nevoit să mai facă, să aibă o altă slujbă pentru a-și suplimenta cheltuielile, nevoile existenței lui. Nu-i un drept al tuturor apostolilor? Normal că răspunsul este, ba da. Și apoi ce face apostolul Pavel? Vine și argumentează de ce consideră că e corectă pretenția lui de apostol. Și sunt două tipuri de argumente, de la versetul 7 și până la versetul 14, sunt argumentele pe care le aduce Pavel pentru a arăta că e corectă gândirea lui. Pretențiile pe care ar fi trebuit să le aibă și pe care le-am enunțat sunt corecte. Și am spus că sunt două tipuri de argumente. Unul care vine din felul omenesc de gândire și al doilea care vine din Scriptură. De la versetul 7 și până la versetul 8, vin și spun din punct de vedere uman. Zice așa, îi cineva care merge la război și el cheltuiește pentru ce se întâmplă acolo sau cheltuie cel care îl angajează? Cine cheltuie? Cel care îl angajează la război. Bun, deci dacă este angajat, cine plătește? Angajatorul. Dacă eu sunt angajatul vostru, cine trebuie să mă plătească? Angajatorul. Pe urmă, merge mai departe. Îi cineva care sădește o vie și dacă e proprietarul vie să nu mănânce din ce-o muncit? Nu. E anormal. Îi cineva care să aibă grijă de oi și să nu mănânce lapte sau caș de acolo? E anormal.
în orice comunitate sănătoasă, spune, asta se întâmplă. Fiecare mănâncă și se întreține de acolo de unde lucrează. Asta spune felul oamenilor, oriunde te duci. Dar el nu rămâne la acest argument, pentru că ar fi fost, a, vezi că vorbești firește, ești omenesc, da, dar știm adevărul Scripturii. Și de aceea, de la versetul 9, și de aceea, și Pavel dă cel mai mult spațiu acestui tip de argument, merge la Scripturi. Și hai să vedem din punctul de vedere al Scripturilor, al învățăturilor Scripturilor, ce spune Scriptura. Și e ciudat exemplul pe care îl aleagă, pe care îl alege, boul, ca și cum slujitorii bisericii sunt boi, care trebuie doar să muncească. Ce aduceți-vă minte? Ce spune Moise? Când trăieră, știți cum se făcea, da? Se punea grâul pe jos, animalul era legat și se putea doar învârti. Era legat cu o rudă și el trebuia să se învârtească și se punea grâul și el mergea. Se tot învârtea și călca grâul ca să-l trăiere, să scoată semințele. Și da, asta făcea toată ziua, mergea. Unii care erau foarte darnici își puneau botniță la animal, nu cumva să mai mănânce niște grâu. Adică să nu se bucure de propria lui muncă, că asta făcea boul, muncea și trebuia să trăiască și el de undeva. De unde să trăiască? Din rodul muncii. Și atunci unii puneau botniță. Și de aceea Dumnezeu zice, nu pune botniță, pentru că e normal ca fiecare să se bucure de acolo de unde lucrează, din rodul muncii lui. Dar pe urmă el zice, să nu aveți cumva mintea că doar pe boi i-au avut în vedere, ci ne-au avut în vedere pe noi, care muncim ca boul, cu nădejdea că o să trăim și noi din ceea ce muncim. Și apoi mai dă un exemplu. Uitați-vă la templu. Acolo slujesc sute de oameni. Mii de oameni. Zeci de mii de oameni. Erau cete de câte 20 și ceva de mii de preoți și așa mai departe. Mii de oameni. De unde trăiesc? Din ceea ce slujesc, din darurile de la templu. Păi dacă e așa, nu se impune concluzia următoare? Versetul 14. Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Adică cei care beneficiază de propovăduirea Evangheliei, trebuie, e obligația lor înaintea lui Dumnezeu, așa au rânduit Dumnezeu. E obligația lor înaintea lui Dumnezeu să suporte costurile existenței celui care propovădește Evanghelia. Nu acum, zice Pavel. Am drepturi sau nu am? Bun. Hai să vă spun ce am făcut eu. Versetul 15. Nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Am renunțat la ele. Și atenție, nu vă scriu acum, știi, că mi-am... Ai, măi, nici n-am luat, mă, că doar au vrut să-mi dea, mai avem... Și îmi pare rău și regret că... Na, am făcut o prostie. Mi s-a făcut o ofertă și am refuzat-o și acum îmi pare rău. Zice, nu mă înțelegeți greșit. Nu vă scriu ca să vă reparați greșeala, ci vă scriu doar ca să înțelegeți cum trebuie să gândească un adevărat slujitor al Evangheliei. Ferească Dumnezeu să accept de la voi, pentru că am pierdut tot. Și apoi mergem mai departe. Pavele, de ce faci asta? E un drept, nimeni nu-ți reproșează. Dumnezeu însuși ți-a garantat dreptul. Dumnezeu l-a statuat și a zis, așa trebuie să fie. Spune-ne și nouă, ce se ascunde în spatele gândirii tale când zici, mai bine mor decât să-mi luați acest atu pe care l-am, această pricină de laudă. Și nu cred că e o laudă firească. Bă, ce mărinimos sunt eu, nici vorbă. Vom vedea ceva mai încolo, ci un alt fel de laudă. O altfel de laudă. De ce faci lucrul acesta? În versetele care urmează, de la 16 la 23, vine și explică de ce el a renunțat la toate drepturile.
Și repet, nu sunt drepturi așa, pe ușa din dos, ci foarte clare, foarte evidente. Pentru că adevărata cunoaștere renunță nu doar la drepturi, ci și la manifestările libertății ce decurg din drepturi, de dragul mântuirii altora. E foarte ciudat felul în care este alcătuit textul, în special de la 16 la 18, dar ideea care se desprinde de acolo este următoarea. Dacă vestesc Evanghelia, nu-i pentru mine o pricină de laudă și nici de câștig. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună Pavel este, dacă vestesc Evanghelia, nu este ceva care mi se cuvine. Nu este ceva care îl merit. Și de aceea mă pot lăuda, uite, eu am dreptul, am libertatea, am meritul să vă pot vesti Evanghelia. Nu. Ci dacă propovăduiesc Evanghelia, este o slujbă care mi-a fost dată. O isprăvnicie, o responsabilitate care mi-a fost dată, spune în versetul 17, da? Dacă fac lucrul acesta, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Despre ce-i vorba? Și aș pleca din capitolul precedent, în care, dacă mai țineți minte, cunoașterea de Dumnezeu trebuie să schimbe puțin gândirea noastră și Pavel zice, noi trăim pentru Domnul. Dacă Domnul este singurul Dumnezeu, toate sunt de la El și noi suntem ai Lui, adică trebuie să trăim pentru El. Și apoi dacă mergem prin câteva din textele Noului Testament, dacă mai țineți Galateni, capitolul 1, când Pavel vorbește de chemarea lui, zice, Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și când a venit vremea, m-a chemat, dar m-a chemat pentru o anumită lucrare. Adică Dumnezeu, încă înainte de a mă concepe, m-a gândit și a zis, asta e lucrarea la care te chem. Și apoi când a venit vremea, în faptele apostolilor, Dumnezeu îi se descoperă. Știți, vedenia aceea. Și apoi zice, du-te la neamuri. Și apoi, în Galatee, tot în faptele apostolilor, în capitolul 20, când discută cu prezbiterii bisericii din Efes, le zice, eu nu țin numai decât la viața mea ca și mea, cum mi-a fi scumpă, ci vreau doar să-mi isprăvesc și să-mi împlinesc chemarea. Responsabilitatea pe care mi-a dat-o. Dumnezeu mi-a dat o responsabilitate, aceea de a duce Evanghelia la neamuri. Și este o poruncă a lui Dumnezeu. Sau când discută în fața împăratului Agripa și vorbește de vedenia, de întâlnirea cu Hristos, zice, nu m-am împotrivit, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei. Ce vrea să spună? Dacă propovăduiesc Evanghelia, este pentru că sunt robul lui Dumnezeu. Nu-i nimic de laudă aici. Nu-i niciun merit. Sunt rob. Și un rob n-are cu ce să se laude că face ce spune stăpânul. Dacă face, nu face altceva decât să-și îndeplinească datoria. De aceea, nu vreau să fac din Evanghelie ceva de câștigat, ceva de folos personal, pentru că nu e a mea. Eu nu pot folosi propovederea Evangheliei cum vreau, pentru că e o responsabilitate ce mi-a fost dată de Dumnezeu și foarte ciudat și textul ăsta vreau să-l citesc. În 2 Timotei, foarte ciudat cum îl presează Apostolul Pavel pe Timotei să propovedească Evanghelia. 2 Timotei, capitolul 4, primele două versete. Și ascultați cum sună. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu,
și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. Observați presiunea. Te rog fierbinte. Nu uitați cine scrie, Apostolul Pavel, cel care l-a luat pe Timotei. Tatăl se roagă fierbinte de fiu. Și ce te rog fierbinte. Și apoi aduce doi martori. Înaintea lui Dumnezeu, Tatăl, și înaintea lui Iisus Hristos. Și apoi le spune, îi spune cine sunt ăștia în acest context. Te vor judeca. Că ești viu, că ești mort. Nu acum, dacă vrei să fii judecat pozitiv, propovădește cuvântul. Despre asta discută Pavel. El știe că a primit o responsabilitate, o isprăfnicie, aceea de a propovădui Evanghelia. Și într-o zi, că vrea, că nu vrea, va trebui să stea în fața stăpânului care l-a angajat și să dea socoteală dacă a făcut-o și cum a făcut-o. Și de aceea zice Apostolul Pavel, eu nu m-am folosit, pentru că sunt angajatul lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi poartă de grijă. Și n-am vrut să fac nimic din Evanghelie decât acea unealtă, acea modalitate prin care să mântuiesc oameni. Pentru că asta e Evanghelia, vestea bună a mântuirii. Și de aceea n-am vrut. Și apoi mai face ceva. Nu-i suficient să renunți la drepturi ca să fii un bun slujitor al Evangheliei. Mai trebuie să mai renunți la ceva, la libertate. Nu sunt eu slobod? Ba da. Și de la versetul 19 la 23, Pavel zice, adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu sau cunoașterea pe care o ai și pe care Dumnezeu o recunoaște este aceea când, deși ești liber, te faci robul tuturor. Uitați-vă ce spune. Măcar că sunt slobod, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Nu-i vorba de o înrobire de dragul robiei, ci o renunțare la libertățile pe care le ai, la drepturile de a trăi cum vrei viața ta, ca să te pui în slujba celuilalt, supunându-te felul lui de a fi, cu intenția clară ca să-l mântuiești. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar pentru mine e greu să mă pun într-o altă cultură, într-un alt context decât cel în care am fost obișnuit să trăiesc. Uitați-vă la Pavel. Probabil că iudeii i-a fost mai ușor. Cu iudeii m-am făcut ca iudeu. Probabil nu i-a fost foarte greu. Dar, pe urmă, uitați-vă ce spune. Cu cel care acum trăiește sub lege, eu trăiesc ca și cum aș fi sub lege. Dacă citiți scrierile lui Pavel, atâta vorbește că nu-i nevoie de lege și numai de har, încât niciunul nu scrie atâta. Și omul acesta care s-a bătut cu tot conciliul de la Ierusalim să nu vină sub lege, că nu-i nevoie de lege, și nu ne-am potrivit lor nicio clipă, am stat tari, oricât scandal a făcut, nu ne-am mișcat de acolo. Asta zice, când am văzut un iudeu că trăiește sub lege, am trăit și eu ca și cum aș fi sub lege. Și apoi sare în extrema cealaltă. Omul în lumea păgână. În lumea celor care n-au niciun Dumnezeu. Trăiesc cum vor. Buna lor plăcere este singura lege. Și sare în extrema cealaltă. Am trăit ca ei. Ca și cum n-aș avea nicio lege.
Nu că n-am nicio lege, legea lui Hristos e legea mea, dar când am fost cu ei, m-am făcut asemenea lor. Și tarele Pavel, puternicul Pavel, care purta poveri imense, zice, când am fost lângă cel slab, am trăit în slăbiciunea lui. M-am făcut asemenea cu el. Am renunțat la orice drept de-al meu. Și dacă el nu mânca decât verdețuri, mânca în verdețuri. Și dacă el avea grijă și își făcea cruce la toate răspântele de drumuri, îmi făceam și eu. Și dacă el vorbea de Maica Domnului, vorbeam de Maica Domnului. Știu că am atins punct sensibil. Dar cu cel slab, m-am făcut slab. Dar atenție! Nu de dragul de a deveni ca ei sau trăi ca ei. Și asta e marea diferență. Ci de dragul aducerii la Hristos. De dragul ca omul acela să se deschidă, să te poată auzi propovăduindu-ți Evanghelia. Un om cu care nu te identifici niciodată nu te va asculta. Mai întâi, ne învață Apostolul Pavel, trebuie să zidești o punte. Și singura punte pe care ți-o acceptă este să vadă că și tu ești ca el. Că vorbiți de pe același nivel. Când mă duc de sus să-i propovesc Evanghelia, vă zice, da, frumos, mulțumesc. Mai discutăm și altă dată. Tu cu ale tale, eu cu ale mele. Tu nu mă înțelegi. Tu nu știi despre ce vorbești. Și de aceea Pavel vine și spune, am renunțat la libertatea mea de a-mi trăi viața cum îmi place. Să mă culc când vreau, să mă trezesc când vreau, să mănânc ce vreau, să dorm în condițiile care le vreau, să călătoresc când vreau, să-mi fac concediu când vreau. Am renunțat de dragul mântuirii celuilalt. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar un lucru care îl văd și le spun copiilor, elevilor, când mă duc în vremea copilăriei mele, biserica din Tăuți, veneau frați de la zeci de kilometri și mergeau din loc zeci de kilometri. N-aveau nicio problemă să treacă peste deal până în Gilău, până în Stolna, până în Căpuș. Și dimineața la ora 9 erau acolo. Nu știu când se trezeau, dar la ora 9 erau acolo. Și fie rămâneau și după masă acolo, fie mai treceau un deal și după masă erau altundeva. Ajungeau seara acasă, 11-12. Dimineața pe 6 trebuia să fie în Cluj la servici. Și o făceau. Și astăzi le pui mașina la dispoziție. Îi duci la câțiva kilometri distanță și nu găsești. Păi să te scoli așa de dimineață, păi să nu auzi programul din biserica ta, păi să nu te întâlnești cu prietenii. Dacă mai trebuie să mai faci și repetiții, păi când mă mai uit la, când mă mai... După care ne mirăm că nu sunt oameni care se pocăiesc. Pentru numele lui Dumnezeu. Cum s-or pocăi dacă nu le duce nimeni Evanghelia? Dar cum le aduce cineva Evanghelia când nimeni nu vrea să renunțe la slobozenia lui, la timpul lui liber, la comoditate, la confortul apartamentului, al casei, al familiei, al bunăstării, să te duci până la vecin? Sigur că eșui vecinul sau vecina. Fă-te eșui. Păi vorbește mult, taci tu. Păi e greu să... Dar ce, pentru Hristos a fost ușor? Sigur că e mai comod să stai în casă. Sigur că e mai comod să stăm aici să ne bucurăm unii de alții. Dar Hristos ne-a chemat să ne angajeze ca și slujitori a Evangheliei.
și o responsabilitate. Noi spunem că El e Domnul nostru. Cât e acoperit de realitate? Și uitați-vă cum termină Pavel. Termină spunând că mai trebuie să mai faci ceva. Dacă e adevărata cunoaștere sau să poți să capeți adevărata cunoaștere. Trebuie să înveți să te autodisciplinezi. Cine nu învață să-și controleze, să-și disciplineze dorințele trupului, are toate șansele să se piardă. În ultima parte vine și de exemple cu cursele de alergare, atletism și cu luptele libere care erau foarte cunoscute în Corint. La câțiva kilometri distanță era locul în care se țineau jocurile olimpice. De aceea erau foarte familiari cu aceste competiții. Și el vine și spune, orice alergător primește premiul, dar trebuie să ajungă primul. Nu toți care aleargă primesc premiul. Și apoi completează. Prin asta vreau să zic că nu toți cei care ne numim credincioși și cunoaștem Scripturile vom primi premiul. Doar unii. A doua, care sunt aceștia? Păi zice, un luptător, ca să fie în formă, înainte de a intra în arena de luptă, o perioadă de timp, se înfrânează de la o grămadă de lucruri care în mod normal le face. Pentru că dacă nu se înfrânează, nu va fi apt să ducă bătălia, de aceea nu va câștiga. Orice sportiv în ziua de astăzi nu duce viață normală, ci duce o viață cu o grămadă de restricții autoimpuse. El știe că trebuie să se odihnească, el știe că trebuie să mănânce ceva, el știe că nu poate consuma anumite lucruri, el știe și le face de bunăvoie. Nu zice Pavel, așa sunt și eu. Mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, ca nu cumva să mă stăpânească el pe mine. Adică dorințele trupești sunt analizate, sunt cercetate și apoi, dacă nu sunt corecte, sunt puse la respect. Noi nici nu apucăm să ne fie foame și deja murim de foame. Nici nu apucăm să vedem o rochie și o poftim. Nici nu apucăm să vedem o casă și ne trebuie. Și Pavel zice, nu, nu, nu. Alerg, dar nu ca unul care nu știe unde. Îmi cunosc bine ținta. Și de aceea nu mă las abătut de nimic în ce privește ținta. Știu unde mă duc. Și ori de câte ori trupul meu trimite semnale, îl trimite la plimbare. Și al doilea, mă lupt. Și mă lupt cu toate puterile, dar îmi cunosc adversarul. Și primul adversar sunt eu. Primul adversar al meu sunt eu. Dorințele mele. Și dacă nu învăț să mă lupt cu dorințele mele, zice Pavel, s-ar putea ca eu însumi să fiu lepădat. Mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovit altora Evanghelia, eu însumi să ajung să fiu lepădat. Cu ani în urmă, cred că un elev, cred că i-am trimis pe stradă să ducă Evanghelia și când s-a întors mi-a povestit de un cerșetor, un om al străzii, la care le-a dat ceva de mâncare. Și spre surpriza lor, omul acesta a luat și-o primit și lângă el mai era un coleg de-a lui și-o dat o ostie. Și apoi am aflat despre ce e vorba. Un tânăr clujan,
care trăia ca oricare dintre noi. A renunțat la tot și a făcut om al străzii, ca să poată duce Evanghelia oamenilor străzii. De dragul lui Hristos. Și trăiește, nu știu dacă mai este și în ziua de astăzi, pe stradă, în condițiile în care trăia orice om al străzii. Căuta în gunoaie, mânca ce mâncau ceilalți, dormea sub boscheți, se spăla unde se spălau ceilalți, dacă se spăla. Un evanghelist trimis între sălbatici n-a putut spune multe, dar a trăit adevărul. Și la sfârșit, acolo era o festivitate în care trebuiau să sacrifice de dragul zeului lor și trebuia să sacrifice un om. Au ales victima, au pus-o în locul respectiv, au acoperit-o și apoi în toiul sărbătorii s-au dus, au adus victima, au junghiat-o. Și când au desfăcut, era evanghelistul care s-a dus, s-a pus în locul ei. Peste o vreme au ajuns alți evangheliști și au început să le vorbească despre Iisus. Și au zis, îl știm, a fost aici între noi. A trăit între noi. Îl știm pe asta. Un om care renunța la libertatea lui, la viața lui, ca să facă posibilă mântuirea celorlalți. Mai pot spune ceva? Calea adevăratei cunoașteri știe că propria-i mântuire depinde de renunțarea la drepturi, depinde de renunțarea la libertate și depinde de disciplinarea dorințelor trupului. Nu e în joc doar mântuirea altora, este în joc propria mântuire. Mântuirea mea depinde de renunțarea la drepturi, de renunțarea la libertate și de disciplinarea trupului. Foarte interesant cum încheie Pavel fiecare secțiune. Versetul 15 încheie secțiunea: nu vreau nimeni să-mi fure pricina de laudă. A doua secțiune, versetul 23, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de Evanghelie. Și a treia parte se termină ca nu cumva să fiu lepădat. Cu alte cuvinte, dragi frați și surori, câștigi când pierzi. Pavel știa că abia când renunță câștigă. Dar nu câștigurile pământului. Pe el nu-l interesa câștigurile pământului. Și știți de ce? Și versetul 8 din capitolul 8 zice: dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Dar îmi place o altă traducere. Ascultați cum zice: carnea nu ne recomandă înaintea lui Dumnezeu. Mâncatul cărnii nu ne recomandă înaintea lui Dumnezeu. Nu ne dă o recomandare. Ce vrea să spună apostolul Pavel? Orice bun pe care tu îl câștigi sau eu îl câștig pe pământ și de natură materială, nu îți face nici o recomandare înaintea lui Dumnezeu ca să fii bine cunoscut de Dumnezeu. Nu te recomandă ca în ziua aceea Dumnezeu să zică: oh, ai recomandări bune, ești acceptat. Doar renunțarea la lucrurile acestea te recomandă. Și de aceea zice Pavel: fac totul pentru Evanghelie, ca Evanghelia să mă facă pe mine. Să am parte de ce e în Evanghelie. Dacă nu fac nimic pentru Evanghelie, n-am nimic din Evanghelie. Atât ai din Evanghelie cât ai făcut pentru Evanghelie.
Cât ai trăit din Evanghelie, cât ai dus din Evanghelie, atât. Atât lucrează Evanghelia în tine. Și dați-mi voie să închei citind din Filipeni, care aici mi se pare că explică mai bine. Pavel era în pușcărie și frații erau îngrijorați. Ce se întâmplă, Pavele? Dar nu-i bine, Dumnezeu, ceva nu-i în ordine. Și Pavel spune așa, din versetul 18, vorbește de vestirea Evangheliei. Zice, ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit și eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura că știu că lucrul acesta, adică propovăduirea Evangheliei, se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului Dumnezeu. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Cum poate fi proslăvit Hristos prin trupul meu, prin viață, dacă trupul meu și viața mea nu-L arată pe Hristos? Cum poate fi proslăvit Hristos prin moartea mea, dacă moartea mea nu-L arată pe Hristos? Dar cum poate viața mea, trupul meu, moartea mea să-L arate pe Hristos, dacă Hristos nu mă trăiește? De aceea zice Pavel, fac tot ce pot pentru Evanghelie, pentru ca Evanghelia să se întrupeze în mine. Și când Evanghelia se întrupează în mine, mă face asemenea ei, îmi dă ce are. Și când îmi dă tot ce are, am tot. Când eu nu renunț la bunurile pământului și nu mă disciplinez și nu renunț la drepturi ca să fac totul pentru Evanghelie, n-am nimic. Am pierdut tot. De aceea, adevărata cunoaștere este cunoașterea care mă face nu să-mi cunosc doar drepturile, ci să renunț la drepturi. Nu să-mi cunosc doar libertățile, ci să renunț la libertăți, de dragul mântuirii celuilalt. Și apoi mai e ceva. Trebuie să învăț să mă disciplinez, să selectez dorințele trupului și să nu le dau voie să pună stăpânire pe mine, ci să ascult de ce îmi spune stăpânul meu, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.